Foaierul Palatului Culturii Teodor Costescu găzduiește începând de astăzi o expoziție de pictură dedicată unirii principatelor române. Publicul poate admira exponatele privind acele vremuri pline de glorie și speranță. Palatul Culturii Teodor Costescu sărbătorește și în acest an unirea principatelor române într-un mod specific, cultural și artistic. Sprijinul primăriei și Consiliul Local Municipal, Palatul Culturii Teodor Costescu organizează și în acest an, un an mai special, 24 ianuarie, Ziua Unirii. În foaierul Palatului Culturii Teodor Costescu am organizat împreună cu Serviciul Județean al Arhivelor Statului un partener cultural de nădejde și unul dintre prietenii noștri instituționali și mai respectați, o expoziție fotodocumentară ilustrativă privind acele vremuri pline de glorie, pline de speranță, o vreme în care și o piatră de hotar în renașterea națiunii române. Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește o expoziție inedită dedicată zilei 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române, o expoziție cu mare caracter sufletesc, în sensul că a fost primul pas în realizarea Marii Uniri. Pentru aceasta, noi suntem încântați că vă oferim această posibilitate de a viziona printre primii această expoziție. Și aș vrea să subliniez că noi vom sărbători ziua de 24 ianuarie cu speranță că vom reveni la ce am fost înainte. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Serviciul Arhivelor Naționale Filiala Mehedinți. Arhivele Naționale Mehedinți au alăturat inițiativei Palatului Culturii Teodor Costescu pentru a cinsti această sărbătoare națională, ziua de 24 ianuarie 1859, odată la care putem spune că s-a născut România modernă prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 5 ianuarie 1859 în Moldova și 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Vă spuneam că are o semnificație cu totul și cu totul deosebită, pentru că domnitorul Alexandru Ioan Cuza a reușit să coaguleze grupările politice de la acea vreme și, apropiindu-și personalități politice de marcă, precum Mihail Cogălnicianu, pe care îl avem în această mini-expoziție, a reușit să înfăptuiască un program de reforme, de așa manieră încât România, cum s-a numit după 1862, a reușit să-și cucerească independența de stat, să devină regat și practic să ajungem la momentul 1 decembrie 1918. Fără 24 ianuarie 1859 nu se putea ajunge la 1918, este lucru cert. Publicul poate admira lucrările amintite timp de 30 de